Bună dimineața! Astăzi vom face o nouă schimbare la minunatul Duster. Îi vom schimba suspensia și voi testa iar o combinație de amortizoare cu arcuri. Acum folosesc Bilstein negre cu arcuri HNR, arcuri de față pe spate și de spate pe față și înălțătoare de tija. Și tocmai de asta a rămas ridicat așa de spate. Nu am avut nicio problemă, mașina având 1740 de kg. Și voi încerca de azi, din nou, ce avem aici, Iron Man. Voi pune din nou un kit Iron Man. De fapt, nu pun kit, pun doar amortizoare, pentru că vreau să testez și Iron Man-ul cu arcuri HNR în aceeași combinație. Diferența ar fi între ele că la Iron Man talerul este mai jos decât la Bilstein, dar o să le pun tot în combinația asta cu arcurile de față în spate și de spate în față. Să vedem cum se comportă. Mă aștept să fie o idee mai soft și cred că și o idee mai jos. Mai joasă, de fapt, mașina cu tot. Pe spate am 72,5 și pe față am 70 de centimetri. Mai bine ia să vă arat. Parcă așa am măsurat. Și o să vedem cât mai rămân sau cât va avea după ce voi schimba amortizoare. Chiar sunt curios cum se comportă. Haide, mă. Așa. Distanța se măsoară de la buza jantei. Și avem așa. Am zis bine, 72,5 pe spate cu, să vedem cât avem pe față, 70 pe față. Chiar sunt curios ce se va întâmpla. Și de ce aș vrea să le schimb mai mult? Pentru că eu când ridic, dacă țin așa pe elevator sau merge în 3 roți, sau se ridică o roată de spate, merge prin aer, mie îmi face grupul așa. Se ridică, forțează în tampoane și în planetare, pentru că sunt amortizoarele, am făcut combinația asta de arcuri și am prelungit și tija, se lungește amortizorul prea mult și mi înclină foarte mult planetarele. Tocmai de asta și înălțimea asta atât de mare, de fapt atât de mare pe greutatea asta, pentru că la greutatea mașinii chiar stă foarte bine. Și de când am amortizoarele astea, de nu știu dacă trecă de un an, nu mai știu, o să mă uit exact, mașina a rămas la fel. Nicio diferență. Chiar dacă sunt mai tari și amortizoarele, dar și arcurile, fiind HNR și le-am pus și noi, sunt băți și nu s-au lăsat. Acum chiar sunt curios cum o să comporte. Ne vedem după ce le montez. Ce voiam să mai zic. Amortizoarele astea, în mod normal, vin cu șuruburi camber. Adică niște șuruburi de reglaj, să reglezi unghiul de cădere. Adică roata o reglezi mai în interior sau mai în exterior, de partea de sus. Nu voi mai folosi aceste șuruburi. O să lărgesc gaura de aici, exact cum am făcut la toate, și îl va regla manual. Asta e, așa prefer eu să le pun, să fiu mai safe, mai ales atunci când mă dau mai tare cu ea. Nu este la concursuri. La șuruburile acelea, la ceva timp
depinde și cine le folosea și cine le strângea, trebuia să fac unghiul destul de des. Că, na, se strâng, au excentricul acela, iar gaura de aici este mai mare decât șurubul. Și nu prea strângeau așa perfect aici pe partea asta. Au probabil mai alunecau și pe vopsea. Și așa voi modifica amortizoarele și suspensia. Să vedem ce o să iasă. Am finalizat și montajul la amortizoarele Iron Man și cu arcul HMR. Hai să vă arăt ceva interesant. Ia să vedeți cât a rămas. Exact cum mă așteptam, dar parcă nici așa mult. 69 și era 72,5. Adică până aici. Exact 3 cm jumate. Deci cam atât s-a lăsat mașina mea, cu 3 cm jumate. Și pe față. Pe față. Haide. Avem 67 cu 3 cm și ceva. Deci 3 jumate pe spate cu 3 și un pic pe față. Sau 3 cm. Cu atât s-a lăsat. Și asta că dacă am ales combinația de arcuri HNR, este mai joasă și am pus arcurile din față în spate și invers. Tocmai de asta este acum înălțimea este ok pe spate, adică îmi stă mai înaltă pe spate, mai joasă pe față, cum ești normal. Dacă le puneam normal arcurile, îmi stătea la același nivel. Că am mai avut odată combinația asta, dar am dat vina pe arcuri. Dar n-avea nicio legătură, n-aveau nicio legătură arcurile. Deci așa am câștigat cu, nu mai am problema cu unghiul la amortizoare atunci când se ridică într-o roată sau ambele roți, adică rulează normal, nu mai ridică grupul din rampoane, dar nu mai am înălțarea pe care o aveam înainte. Acum ce să zic? Mergem așa și când o să mi iau și arcurile Iron Man, atunci cu siguranță se va înălța. Ca idee, arcurile HNR sunt destul de tari. De asta mi-au plăcut și le-am păstrat. Mie îmi place o suspensie mai tare așa. Dar trebuie să luăm în considerare și faptul că mașina are peste 1700 de kilograme goală. Și cu mine plus bagajele se duce spre 1900. Deci dacă ar fost montată pe o mașină normală stock, cred că era ok combinația pentru cineva care preferă o suspensie mai tare. Acum sper să mă mulțumesc. Hai să vedem cum se comportă. Tocmai mi-am transformat mașina într-o super sportivă. Este destul de rigidă, ba chiar mai rigidă decât înainte cu celelalte amortizoare. Dar una peste alta îmi place așa. Singura chestie este cu înălțarea. Deci pentru cei care vor o suspensie pentru rinichi, cred că nici nu mai contează amortizorul, nu mai contează dacă arcurile sunt HNR. Deci puneți arcuri HNR și aveți o suspensie foarte rigidă, dar se simte cum să zic, este ferm așa, foarte mișto feeling-ul pe asfalt. Adică la o denivelare pur și simplu ai luat-o și rămâne mașina acolo. Nu face balans, nu se mai mișcă de 3 ori. Bine, dacă comparăm cu una stock, probabil și celelalte kituri, adică nu probabil, sigur și celelalte kituri de suspensii sunt tot la fel. În comparație cu Bilsteinul negru pe care l-am avut, diferența ar fi doar de înălțare. Că, da, am pierdut acei centimetri, dar nu lucra corect.
unghiurile la planetare, cel puțin pe spate, nu erau ok, pentru că se lungea suspensia foarte mult și am lungit și eu tija la amortizor, am pus prelungitor de tijă, pentru că cu arcurile HNR, fiind sudat alerul mai sus, îmi băteau la capăt și în afară de asta nici nu lucrau, pentru că tija era tot timpul sus la amortizor și nu mai lucra. Și practic, adică și teoretic și practic, eu nu lucra amortizorul, lucra în gol, pentru că nu apuca ulei. Acum am scăpat de o problemă, cea cu unghiul la planetare, dar să vedem cum o să mă împac cu înălțarea. Ia să vedem în câteva șanțuri. Oh, perfect, perfect, perfect. Frumos. Ia, încă unul. Hopa, hopa. Yes. Asta-i. Da. Cred că o să le încerc la Rally Ride, să vedem cum se comportă. Adică nu știu cum să vă zic sau să vă explic cum se vede. Dacă știți, când intrați cu botul, vedeți o groapă, dar o groapă mai în lung, așa. Nu gropițe din astea micuțe. Să nu vină ceva, așa. Când intrați într-o groapă mai în lung, poc, problema nu este când coboară roata, ci în momentul când ajungeți în capătul celălalt și bușește. Adică acolo e tot ce n-ar trebui să fie. Acolo se simte un amortizor bun în momentul când intră într-o groapă în lung. Dacă sunt prea moi sau intră prea ușor, atunci ar fi o problemă. Plus arcul, bineînțeles. Aici la tipul acela de groapă și pe care îl întâlnesc cel mai des, cum ar fi la concursul de Rally Ride, îmi trebuie o suspensie mai tare sau cel puțin un arc mai tare. Ar fi și alte variante de kituri de suspensie, acelea care se reglează, dar și știu că sunt folosite cu succes de către alții, eu încă nu le-am folosit, dar sper să mă mulțumească și acesta. O să am concurs pe 19 martie în Apuseni și weekendul acesta, adică 25, 24, 25, merg la Suceava să filmez cu un prieten. Și el are, din ce știu, înălțare de la Bilstein, negre, dar cu arcul stock. O să facem atunci o măsurătoare mai exactă. Dar până atunci mă bucur de Iron Man. Mulțumesc Iron Man 4x4 România. Foarte ferm în preluarea comenzii. Azi am dat comanda, a doua zi au venit, fără nicio ezitare. Și mulțumesc Vox Auto Center pentru montaj și reglajul geometriei de direcție. Prietenul Liviu Stoica, te salut și mulțumesc mult pentru timp. Acum mergem la un test pe câmp să vedem cum se comportă la viteze mai mari. Știți voi, viteze din acelea, cum îmi plac mie, pe câmp, ilegale. Și vedem după aceea ce decizii mai luăm. Până atunci, să ne auzim cu bine.